clienții bancari fie au fost telefonați, fie au primit mesaje de la escroci. Potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare, numărul de petiții privind fraudele bancare parvenite din partea cetățenilor în adresa instituției este în creștere, titrează Radio Moldova. Potrivit CNPF, cetățenii sunt apelați de persoane necunoscute și rău intenționate, prezentându-se drept reprezentanți ai băncii la care dețin un cont bancar și informează despre o pretinsă extragere frauduloasă de bani din cont. Astfel, sub pretextul oferirii de ajutor, suspecții obțin datele necesare pentru a extrage banii disponibili pe card. Unii dintre clienții bancari au spus că erau la un pas de a cădea în plasa escrocilor, mai titrează sursa citată. Niciun angajat al băncii nu va solicita vreodată datele confidențiale ale cardului, a declarat pentru Radio Moldova reprezentanta Comisiei Naționale a Pieții Financiare, Elena Vârjnevski. Potrivit acestia, clienții bancari nu ar trebui să ofere nimănui codul PIN, numele de utilizator și parola sau luna și anul inscripționate pe card. Potrivit Comisiei Naționale a Pieții Financiare, băncile investesc constant în sistemele de securitate pentru a-și proteja clienții de fraude bancare. Cu toate acestea, este important ca cetățenii să fie conștienți de riscuri și să ia măsuri de precauție pentru a-și proteja banii.